că am zis despre politica și despre asta, dar măcar am spus adevărul. Eu nu mai pot, Oleg, să tot stăm în dictatura medicală. Nu se mai poate, Oleg, pentru că un an și ceva te satură, Oleg. Un an și de zile ești segregat. Tu erai sătul din prima săptămână. Eu din prima zi, Oleg, din 16 martie anul trecut, eram sătul de medicală, stai să spun. Vreau să duc până la capăt asta informația și după aia vreau să spun. Eu m-am săturat din 16 martie anul trecut luni. În 16 martie m-am săturat de starea de urgență. Imediat m-am săturat. Asta nu e informație, e părere. Nu este o părere, este informație, Oleg, pentru că vreau să spun o chestie. Și vreau să spun o chestie. Ce vreau să zic, Oleg? Vreau să spun o chestie, poate te super, nu te super, e dreptul tău să te super pe mine, dar adevărul este că este tot o dictatură medicală, dar nu așa, așa lejeră. Cum e, uite, îți dau un exemplu. În Rusia este pace și iubire. Nu că pace și iubire, ce prostii vorbesc și eu, că mai sar și eu calul. Știi că, Oleg, eu mai sar calul. Că sunt tânăr și nu le judec, dar eu încerc să-mi dau seama, Oleg, că ceva nu este bine să fim conduși de alții, înțelegi? Și vreau să spun o chestie. Mesajul meu, vreau să spun o chestie, mesajul meu, vreau să spun ăsta, Oleg, nu te supăra pe mine, fratele meu, că, adică așa respect zic, din respect zic, așa, vreau să spun, Oleg, din prima zi m-am săturat de restricții. Dacă eu ies în stradă, tu zici că e o părere. Nu este o părere. Mă auzi, nu? Te aud, dar ce cauți în stradă? Stai acasă, că e pericol de infectare. Nu, eu trebuie să ies în stradă să îmi cer libertatea, să-mi cer drepturile. De la oameni, și oameni, adică să ne lasă în pace guvernanții, că ocultul asta ne conduce, Oleg. Cine ne conduce? Zici și tu, dacă tu crezi. Pe voi, coronascepticii, vă conduc fermele de troll de la Kremlin. Fermele de la troll de la Kremlin? Asta e o chestie care, înțelegi, eu nu ne certăm, încercăm să căutăm, încercăm să înțelegem că noi nu mai vrem dictatura medicală. Asta trebuie să înțelegi, sub ideea să înțelegi, subiect și predicat, trebuie să înțelegi, știi, pentru asta vreau să-ți spun. De ce crezi că eu vorbesc cu tine? Că nu vorbesc de anapoda și aiurea, că așa mi-o chiar, Oleg. Eu nu vreau să fac ceva rău sau împotriva ta sau ceva rău voitor. Eu nu sunt genul ăla să te jignesc. Trebuie să te unești cu oamenii care nu mai vor să mai creadă în corona. Trebuie să înțelegi că nu mai vor oamenii. Oamenii s-au săturat de restricții, oamenii s-au... Nu mai vor. Oamenii s-au săturat. Înțelegi? Și asta e simplu. Trebuie să înțelegi că nu se mai poate. Și eu nu sunt să fac jignir sau să judec sau să dau cu piciorul sau să dau cu pietre. Oleg, eu nu dau cu pietre nici măcar în tine pentru că eu te respect, înțelegi? Eu încerc să-ți explic, Oleg, pentru că eu sunt un om, un simplu observator. Eu sunt un om, un simplu observator. Înseamnă că observ, am urechi, aud, am ochi, văd. Și dacă eu văd... Dacă erai doar observator, nu mai fi sunat să mă bați la cap. Eu sunt vaccinat, eu mă protejez. Dacă te-ai fi vaccinat și tu ca mine și ai fi observat fenomenul, am fi trăit acum ca în Portugalia, Islanda, Danemarca, relaxați că am scăpat de pandemie. Dar dacă voi, dacii românii, vă credeți mai deștepți decât toată lumea, vă întreceți cu bulgarii la tâmpenie, iată, avem valul 4 și mor câte 500 pe zi, iar în Rusia câte 1000 pe zi, numai că Rusia are 130-140 de milioane, dar noi nici 20 n-avem. Deci iată, țara românească e cu cea mai mare mortalitate de COVID. Bravo, băi, campiones! Dar valul 4 înseamnă trezirea. Valul 4 este trezirea. Să nu mai ne lăsăm păcăliți. Păi da, unii s-au trezit acum când au ajuns intubați, au zis, vă rog, vaccinați-mă când deja e târziu. Nu,
De ce să Și ne coadă la învățăm vaccinare acum. Nu ne vaccinăm, ole, că îi conține grafen, conține toxice în vaccin. Oamenii doctorii spun. Dacă doctorul a spus să nu mă vaccinez, nu mă vaccinez, doctorii spun. Un doctor de la mănăstire, cine știe ce Care tâmpit ai doctor? găsit? Nu mănăstire. Ai, nu, da, cu, nu vorbim aici de religie, aici vorbim de subiect. Aici, noi trebuie să vorbim, suntem concentrați pe subiect, nu Anul pe... trecut aiureați cu chipuri, cu 5G, acum ați trecut la grafen. Ce mai este în Că oamenii nu vaccinul mai acela? vor ăsta, Luați oamenii nu mai Sinopharm sau Sputnik, acela e fără grafen. nu, Acela e cu pișat nu de vreau nici Putin. Sputnik, ascultă, 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 că vreau să spun o chestie, nu vreau nici Sputnik-ul, nu vreau nici rusisme, vreau România să fie neutră, vreau România să fie neutră, cu toții ne dorim. Oamenii își doresc asta de mulți ani, dar nu s-a putut, că a venit Ion Iliescu, ia citește, intră acolo, România este o Uite că corporație. Moldova, Moldova, Republica Moldova e neutră și de 30 de ani e ocupată o parte din teritoriul de armata rusă, cu toată neutralitatea noastră. De România nu se apropie, pentru că e membră NATO, dar de Moldova s-a apropiat. România, dar România este corporație, corporație. Asta vreau să înțelegi, ca să te ajut. Legea, am găsit legea, portal, eu citesc de pe legea. România a fost acceptat acordul statului privind Corporație Financiară Internațională FMI din 21 septembrie 1961, în alte lumi. Eu vorbesc în 90 din numărul, adică internațional, 65 din 165 din 4, nu 4, România este membru al corporației. Asta înțelegi, mă auzi, nu? Te aud, dar nu te înțeleg. E simplu, eu citesc aici, că am găsit aici legea corporației, a fost înființată 15-a sau senat ședință din 30 ianuarie 1991. Este finanțat corporații din 91, Oleg. Din 11 martie a fost, această lege a fost adoptată de adunarea deputaților în ședință din 11 martie 1991, președinte adunării deputaților Marțian Dan. Ai auzit de Marțian Dan? Am auzit. Ion Iliescu a făcut chestia asta pentru că oamenii trebuie să înțelegeți, Oleg, pentru totdeauna, că eu nu-ți vreau rău. Eu nu sunt genul să-ți vreau eu ție rău, dar eu sunt un om să te ajut să înțelegi ca ideea că România este o țară corporație, România. Și dacă nu înțelegi, Oleg, cauți portal legislativ, că am intrat pe portal legislativ, România, că pe mine asta mă interesează. Și trebuie să ieșim din Uniunea Europeană, să nu ne mai oblige nici cu vaccinare, nu să ne îngrădească libertatea, Oleg. Nu, că scrie și în Constituție, articolul 25, niciodată nu poți îngrădi libertatea circulației, înțelegi? Asta vreau să zic, nu-ți vreau rău. Mergi până la vamă și o să vezi că libertatea circulației ți-e îngrădită de veacuri, de când au apărut statele cu granițe. Nu este adevărat. Asta cu dreptul la... liberă la circulație. Articolul Trebuie 25. Să prezinți un buletin, un pașaport. Sunt restricții de circulație. Nu poți circula oricând, oriunde. Este, mai ales în situații pandemice, când e risc de răspândire a infecțiilor. Oleg, mă auzi, nu? Te aud, dar se termină bateria, așa că... Vreau să spun că nu este libertate. Deci nu există pandemie, Oleg. Nu... Există pandemie și au murit 60.000 de români. E cât nu un oraș... Da, bine. Nu, mă scuzați, eu zic așa ca să înțelegi, ca să te pun să nu mai tot acceptăm pe ăștia tot ce spune televizor, că ne tâmpește la cap, Oleg. Mă înțelegi și tu? Mă tâmpește la cap și pe tine și pe toată lumea ne tâmpește televizorul. Și să știi că eu nu sunt trollul Rusie, eu nu sunt plătit de Rusie, eu nu sunt plătit nici de Lukashenko, nici de Putin, nici nu mă interesează, eu n-am treabă cu nimeni, eu am treabă cu libertatea de gândire, eu am conștiința, Ole, trebuie să înțelegi, eu am conștiința, eu nu pot să-mi o trădesc conștiința pentru un vaccin. Eu nu mă gândesc la vaccin, trebuie să înțelegi, voi sta în oraș și voi lupta până la pânze albe, cu dovezi voi lupta. Nu mai vreau să fiu persecutat, zici că suntem cam, mai rău ca în Coreea de Nord, Oleg. Dar nici nu mă duc, nici nu mă interesează Coreea de Nord, apropo, că am uitat, stai să-ți citești după aia, dreptul la circulație în țară, în străinătate, este garantat. Legea stabilește
condițiile astea. Vreau să-ți arăt aici. Fiecare cetățean este asigurat dreptul de a stabili domiciliu sau reședință în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni în țară, Oleg. Este liber să circul unde vrei, Oleg. Dar nu e corect să fie articolul 53. Cine a băgat articolul 53 cu îngrădirea? Te bag în carantină. Asta e cea mai mare persecuție. Trebuie să înțelegi că este o persecuție. Răstrângerea, adică răstrângerea, ți se pare normal? Adică să mă bagi? Dar ce e asta, Oleg? Asta e o prostie. E ca și cum eu te bag pe tine într-un loc închis, misie nu ți-ar plăcea. Nu ai dreptul să promovezi chestia asta. Oriunde te duci, nu le mai spune la oameni de carantină și de asta. Dacă vrei să spui, spune despre alte subiecte. Că nu te cer, eu sunt să te ajut. Eu am stat în carantină 2 săptămâni când m-am întors din Moldova. Ai stat pentru că ei te-au băgat și ție crezi că ți-a plăcut să stai în carantină și tu ești vaccinat, nu? Atunci nu eram. Nu este adevărat. Și când ai fost vaccinat, ai stat, Oleg. N-am mai stat. După ce m-am vaccinat, n-am mai stat nicăieri în carantină, am certificat. În fine. Nu vreau că eu sunt un om care, eu îți vreau binele, nu te mai vaccina, Oleg. Lasă vaccinul. Ai făcut greșeală, ai făcut... Aștept doza a treia. Dacă zice OMS că nu mai e necesară, nu o mai fac. O zis OMS-ul să nu te vaccinezi. O zis oamenii. Bine, hai, dar veniți voi cu prima și a doua. Repede, din urmă. Vaccinați-vă, că altfel nu putem ieși în stradă, nu putem să ne desfășurăm. Ba da, puteți să vă desfășurați. Haideți, ieșiți nu pentru politică, ieșiți pentru conștiința, ieșiți oamenii pentru toți, ieșiți toți din casă, ieși eu și toată lumea, vom ieși. Dar nu de organizat de unul și de altul. Noi trebuie să ieșim noi, să-și cerem, Oleg, că de asta avem glasul, gura, să spunem. Că nu mai suntem nemulțumiți de dictatura medicală. Suntem nemulțumiți, Oleg. Și dacă eu spun că suntem nemulțumiți, pe imediat a doua zi, în ziua aia, când ieșim în stradă la ora 10 dimineața, când ne sculăm, sau când și meeting-ul să, și poate să fie toată ziua, să fie meeting-ul și să protestăm pașnic și să cerem dreptul și să mergem la ei, la guvernanți, să ceară toți demisia, Oleg. Nu vrei să ceară toți demisia? Cui demisia? Câțu deja e demis, așteptăm alt guvern. Nu mai așteptăm nimic, Oleg, să pice și Iohannis, să pice și Raed, să pice și Gheorghiță, să pice toți, Oleg. Și să punem suveran. Nu vrei să punem suveranitatea? Ce ai în vedere? Vrei rege? Nu rege, suveran înseamnă să ne gospodărim, să avem grijă ce facem, să avem grijă, să știm ce vrem. Suveran înseamnă să fii independent. Nu trebuie să depinzi de statul, să depinzi dă-mi aia. Trebuie și noi să ne gospodărim, Oleg. Suveran nu înseamnă rege, suveran nu înseamnă religie, suveran nu înseamnă conducere, stat politic, suveran înseamnă să gospodărești țara românească. Asta vrem cu toții. Nu politic, nu pentru interes, Oleg. Nu vrem pentru... Noi să ieșim din UE, să semnăm cu toții și o să fii bine, Oleg. Îți garantăm noi că o să-ți fie bine, România. Îți spun eu, n-am de ce să te mint, eu nu am interes, nu am spațiu de interes, eu nu am interes, eu fac pentru mine și eu te ajut cu informații pentru toată lumea. Nu mie îmi rămâne, că eu dacă mor, măcar eu o să nu mor prost, Oleg. Înțelegi? Asta vreau să-ți spun. Eu nu-ți vreau rău. Înțelegi? Eu îți spun din iubire, îți spun, Oleg. Înțelegi? Știi ce înseamnă cuvântul iubirea? Că dar înțelegi, nu? Dacă mori azi, ar putea să mori prost. În viitor, poate mai prinzi la minte. Nu moare nimeni. Stai calm. Panica te ucide. Panica și frica... 500 de oameni au murit în ultimele 24 de ore. Și de-aia au spus părinții mei și mama mea, nu te panica, și oamenii îmi spun de pe Facebook, nu te panica, și este adevărat că dacă te panichezi, poți să mori și îmi face rău, și pot să-mi fac, inima mi se constrânge și pot să mor de la panică și frica, înțelegi? Eu nu-ți vreau. Păi nu te panica, mergi și te vaccinează, spală-te pe mâini, păstrează distanța, evită aglomerațiile. Ca să te protejezi pe tine și pe ceilalți. Nu mă poți
Nu te pot obliga, îți propun. Nu aveți dreptul nici măcar să... Nu tu, zic. Statul nu are dreptul să-mi propună așa ceva. Asta e o prostie. Statul e obligat să aibă grijă de sănătatea ta și a societății și de asta e obligat să te informeze. Numai că statul era ocupat cu altceva și iată ați rămas pe din afară. Oleg, ascultă aici. Statul trebuie să-și gospodărească banii și gospodăria și suveranitatea. Nu de sănătatea mea, că nu sănătatea nu aparține lor la stat, sănătatea mea. Nici sufletul nu aparține lor. Sănătatea mea aparține mie. Statul are de câștigat de la cetățeni sănătoși, pentru că cei sănătoși pot lucra, pot merge la vot. Cei bolnavi trebuie să întreținuți de stat. De statul nu are interes să te știe bolnav. Nu, statul să mă lasă în pace pe toți, nu să ne propună cu vaccin. Nu trebuie să ne propună. Asta e greșeala lor. Statul. Deocamdată vaccinul e singura metodă de a scăpa de pandemie, cum au scăpat Portugalia, Islanda, Danemarca și alte țări civilizate. N-ai, nu. Eu sunt un om care eu încerc să înțelegi, pentru că Tu încearcă să înțelegi tu întâi. Cum? Încearcă tu să înțelegi întâi și după aia să mă pui pe mine să înțeleg. Eu am înțeles. Am înțeles și eu că vaccinarea nu trebuie obligatoriu. Nu trebuie așa ceva obligatoriu. Păi nu trebuie obligatoriu. De ce nu vrei să te duci voluntar? Păi dacă eu nu vreau să nu mă... Stai în casă. Evit aglomerațiile. Eu m-am vaccinat și pot să trec granița, pot să călătoresc, pot să ies la lucru, la protest, pot să merg la restaurant, la film. Da, dacă eu nu vreau să mă vaccinez și nu vreau și eu boicotez... O să ai drepturile limitate. Asta eu nu mă duc în magazin, eu la mall nu mă duc, că nu mă interesează mall-ul și așa e. Hainele, tu știi cât eu brega haine la mall? 500 de lei haine de lejerie intime. Știi cât e un tricou? Un tricou e 250 de lei. De unde scot eu banii? E scumpe. Păi eu am haine, nu mai îmi trebuie, Oleg. Eu știi ce? Eu sunt fericit așa cum sunt. Nu pot să mă pui, nu tu zic. Oricine, nu mă poate obliga nimeni să merg la mall, dar eu nu mă duc. Eu la restaurantul lux nu mă duc, că conține cine știe ce conține pesticide sau otrăvuri în mâncare sau grafen sau ce mai știi, Doamne iartă-mă. Crezi că la piață nu conțin fructele, legumele, pesticide și insecticide și tot ce vrei, îngrășăminte? Eu zic că nu ai dreptate, că nu toți fac așa ceva la țărani. Nu mai dați cu pietre în țăran. Fiți observator. Măcar la mall să mai fac controle, dar la piață cine controlează? Și la piața se controlează, dar nu tot. Dar ce vreau să zic? Vreau să spun, știi câte doze o să fie? Vreo 40 de doze de vaccin. Tu îți dai seama, Oleg, asta e o nebuneală. Nu poți să continuăm cu chestia. Poți să scapi fără nicio doză. Mori în toamnă și ai rezolvat-o. Mulțumesc, Doamne, mulțumesc. Dacă nu-ți place masca medicinală, o să porți o vreme mască de oxigen, după aceea e intubat și după aceea pa. Oleg, dacă e să mor, hai să spun eu, dacă e să mor, eu nu mor așa cum vor ei. Ar vrea ei guvernul să... Da, o să mor cu curul în sus. Nu o să mor. Stai tu liniștit, că eu am ADN-ul cu... Așa ziceau și cei care au murit ieri, 500 de oameni. Asta e o minciună, asta așa au zis ei, așa, Oleg, n-a murit nimeni, nu te mai lua după ăștia, că ăștia au murit în spital, că mă duc. Deci au murit. Nu să mă convingeți, că nu mă poți convinge. Eu nu te conving, dar pe mine nu mă poți convinge să merg eu la spital, nu tu zic. Mergi la morgă, la Arad și vezi cum vin oamenii și își iau cadavrele de rude moarte. O să crezi că se prefac? Crezi că se prefac aia, că fac mormântări, că își iau rudele moarte, se prefac aceia care mor? Vezi cum stau coadă de ambulanțe la Arad, la Timișoara, e groasă. Au început să ducă peste graniță în Ungaria pacienți, că nu mai au cu ce să-i trateze. Stai să spun că oamenii au murit de pneumonie, au murit de cancer, au murit de altceva. Păi da, COVID asta și înseamnă o boală de plămâni. E o reacție la un virus, nu e boala anume, se intoxică organismul. Dacă se intoxică...
intoxică asta, se intoxică pentru că ăștia bagă intubații. Nu mi se pare corect să mă... Mor oamenii și acasă, nu-i de la intubații. Se duc deja, în stare gravă și medicii nu-i mai pot salva, că s-au tratat acasă cu pișa de pisică. Eu știu, dar eu nu că neg existența ăsta răceala, dar nu poți să faci din țânțara măsar o răceală C19. 500 de oameni mor în fiecare zi și tu zici că e țânțara măsar, nici la război nu mureau atâția. 500, măi, jumătate de mie, câte 1000 în două zile. Haideți să lăsăm la o parte cu război, că noi nu suntem în era aia război. Noi trebuie să fim în era pace și iubire. Și eu asta vreau să-ți spun. Eu îți spun, pentru că noi nu mai trăim în război, trebuie să trăim în prezent. Lasă trecutul ăla. Păi uite în prezent, azi se întâmplă. 500 de oameni în fiecare zi mor. Nu are chiar așa, ole. Asta e o sumedenie de cifre, de băgat, frica ca să sperie oamenii să se vaccineze și nu-i bine. Și eu nu mă las, Oleg, eu nu mă las. Treaba ta. Sper să ai decența când ajungi la reanimare să recunoști că ai greșit. Eu n-am asigurare medicală și nu mi-o trebuie. Așa că noapte bună, așa le spun la oameni înainte să... Nici eu n-am asigurare medicală, dar vaccinul e gratuit pentru toată lumea. Pot să nu fii nici cetățean al României. Tu știi cât o să coste vaccinul? Uită-te la Malta, țările costă... Deocamdată e gratuit, suportat de stat și de organizații internaționale. Să nu mai există vaccin. Eu abia aștept să coste. Atunci o să te duci și o să dai bani ca prostul. Dar nu mă duc nici atunci cu banii, că banii n-o să mai... Na, poftim, na. Eu nu-ți vreau rău. Eu sunt un om care... Eu spun din iubire, îți spun. Eu nu spun din interes, pentru că eu spun că eu țin la toată lumea. Mie-mi plac oamenii. Eu iubesc oamenii. Eu iubesc oamenii care... Și chiar dacă s-au vaccinat, eu tot îi iubesc, pentru că nu-i urăsc, dar ceea ce fac, ei fac mare prostie. Ar fi culmea să urăști un om pentru că are grijă de sănătatea lui. Poate îi urăști pe cei care se spală pe dinți, că se tem de carii, sau cariile dentare tot au fost inventate. Eu nu-i urăsc pe niciun. Asta zic, coleg, eu nu-i urăsc, pe unul nu-i urăsc. Bravo. Eu nu-i urăsc. Ura asta nu mă ajută să-i urăsc. Ura asta nu mă ajută, că practic mi se întoarce bumerangul înapoi. Și după aia, Doamne ferește, voi avea acea soartă ură după ce am urât pe altul, mi se întoarce și mie. Asta e bumerangul, efectele bumerangul spiritual. Noi vorbim și spiritual. Pentru că am conștiința care știu eu că o am. Nu trebuie să mă controleze statul, nu trebuie să-mi spună mie statul, să-mi facă mie griji dacă eu sunt bolnav. Da, sunt bolnav, sunt zile că nu mă pot ieși din casă, când sunt bolnav, să-mi stau în casă dacă sunt răcit. Nu mă duc. Ai fost răcit anul ăsta? Da, pot trece oricând și orice. Ai fost răcit? Ai avut gripă sau COVID anul ăsta? Am ținut două zile în martie anul ăsta. În martie, eu n-am fost răcit 2 ani și mulțumesc lui conștiința suprema. Și nu știi dacă a fost COVID sau nu? Nu, e o simplă răceală care... Păi de unde să știi dacă nu te-ai testat? Și ai interacționat cu cineva zilele cele cât ai fost răcit? Nu, eu știu de la ce pot să mă răce, de la altceva, știi, când mă duc cu bicicleta, știi, eu pot rece, știi, în martie, că vremea mă strică, vremea, ba, rece, ba, cal, și atunci sigur că corpul reacționează, trebuie să înțelegi că vremea... Corpul reacționează la virus, bacterii, bacili, vibrioni și tot așa. Nouă ne se pare că e de la răceală, că e de la curent, dar de fapt... Suntem victimele unor microorganisme pe care nu le vedem cu ochiul, dar oamenii de știință le-au cercetat. Înțelegi, eu nu-ți vreau rău. Înțelegi, eu nu-ți vreau rău. Eu-ți vreau binele, eu nu-ți vreau eu rău. Pentru că, înțelegi, eu nu-mi fac griji. Pentru că e o simplă răceală și asta cred în mine și am puterea în mine. Și nu mă poți convinge. Și eu să știu, Oleg, că nu mai... Că eu vreau să spun că eu nu mai sunt aici în România. Eu sunt plecat. Mhm. Eu, da, și atunci, cum ai putut să pleci fără certificat de vaccinare? Păi înainte s-a putut și de-aia nu sunt aici. Păi nu mai sunt aici, știi? Îți retras undeva. Oleg, nu-ți spun locul, că nu e treaba mea, nu e treaba ta, nu-ți spun locul, e un secret. Eu vreau să-ți spun o chestie pentru... La Kremlin ești, la Moscova. Nu sunt acolo, sunt retras, nu-ți spun. Bine, la mănăstire. Nu, lasă.
mai vorbim de, dacă aici nu vorbim, da, eu vorbesc de serios treaba, eu îți spun că nu este corect, cu mare plăcere eu te sfătuiesc să nu mai convingi pe nimeni să se vaccineze, nici măcar în autobuz când mai mergi prin Chișinău, lasă oamenii în pace, că e mai bine așa, că știi de ce, că oamenii s-ar putea să ai, o să iei palmă peste față sau că ai convins pe oamenii să vaccineze și nu-i bine. Și unii o să te înjure, că alții au murit. Violența se pedepsește cu amen sau închisoare, privare de libertate. Eu știu, dar problema este că nu mi se pare corect să convingi oamenii să poartă masca. Aici vezi că ți-am urmărit videoclipul când ai făcut. Asta e libertate de exprimare și prevedere legală. Măștile sunt obligatorii acum în spații publice, aglomerate, mai ales în spații închise. Și eu când invoc o lege, nu încalc nimănui niciun drept. Eu nu invoc legea, să știu, Oleg, eu nu fac ce spune... Da, invoci drepturi, înțelese greșit. Nici nu există drept la libertate de circulație. Ba da, există. Există drept la libertate, dreptul de a nu fi reținut fără temei legal. Nu este dreptul meu să fiu îngrădit. Nu mi se pare normal să fim îngrădit. Este o dictatură medicală. Și este dictatura. Ce să nu înțelege? Că este o dictatură. Când e o dictatură... Nu știi tu cum arată dictatură. Vezi Belarus, Rusia, Coreea de Nord. Dar ce e dictatură? Chiar și China? Eu nu am treabă. Eu nu vorbesc de China. România este o dictatură. Că nu te mai lasă să intri fără mască în magazin. Nu uite că la mine în orașul... Asta nu e dictatură. Astea sunt restricții necesare într-o stare de alertă sau de urgență pe timp de pandemie. Da, nu este dictatură. Prevederea legală care te obligă să mergi cu centură de siguranță nu e dictatură, ci e o prevedere reieșită din cercetări care au constatat că dacă porți centura, ai mai multe șanse să supraviețuiești. Oleg, nu mi se pare normal să ne facă green pass-ul ăsta domnul Cuțu de la Ministerul Financiar. Cuțu. Nu mai zic Cuțu, Cuțu. Cuțu deja e premier, nu e la Ministerul Financiar. Și e premier în retragere, sau cum îi zice, demisionar, da, destituit, interimar. Ce trebuie să convingă pe oamenii să-și facă green pass-ul? Asta nu înțeleg. Dar rest nu mă interesează. Dar nu pentru că nu putem să-i acceptăm pe cei care nu se vaccinează, nu se spală pe mâini. Să intre în locuri aglomerate, pentru că e pericol de transmitere de virus. Oamenii ăia au dreptul la viață, nu poți să îi vaccinezi. Nu le ia nimeni dreptul la viață, dar le limitează libertatea de circulație, ca să nu se adune în aglomerație și să nu transmită virusul. Păi înțelegi, pentru că ți ia un pic dreptul și nu mi se pare normal... E o limitare necesară într-o societate democratică pentru protejarea drepturilor mele, de exemplu. Eu vreau să fiu acolo într-un local protejat. Nu să vină un covidiot să-mi strănute, să-mi tușească și să mă trezesc infectat cu toată lumea. Nu-ți fie frică, omule, că nu stai lângă ea. Nu, vine el lângă mine, nu stau eu lângă el. Vine el lângă mine și strănută și tușește sau vorbește. De la vorbit, de la strigat, de la fluierat, de la cântat, tot se împrăște virusul în toate părțile. Omule, nu este chiar așa adevărat. Nu mai încerca oamenii să creadă în chestia asta de care zici tu. Pentru părerea mea, eu îți spun și numai părerea, îți spun din iubire. Tu nu asta faci? Încerci să mă convingi de părerea ta? Iubirea mea îți merge și către tine, iubirea mea. Și merge la oameni, iubirea mea. Eu sunt iubirea gratis. Iubirea este gratis, nu este pe bani. Iubirea, eu nu mă vând eu pe bani și eu nu mă vaccinez. Eu nu sunt ca și aia cum o cheamă. Iubire de asta care mă sună 52 de minute, e cam sufocantă iubirea. S-a terminat semnalul. A intrat în bunker. Of, Dani.